Tipii ăștia de la Among Us probabil au colaborat cu developerii de la Stickman și au pus ăla acolo ca și afiș de venire a jocului Among Us. Easter egg-uri în Among Us. Nu e așa că interesant? Ba da. Așa că, oameni buni, astăzi vom afla împreună ce easter egg-uri există în Among Us, sau cel puțin cele care au fost găsite până acum. Nu uitați să apăsați pe butonul like, deoarece m-ar ajuta foarte mult, și dacă mai vreți videouri cu Among Us, hai să strângem la acest videoclip 1500 de like-uri și fără alte discuții, hai să-i dăm drumul la videoclip. Ciao, bella, ciao, bella, ciao. Acest joc face multe referiri la jocul Henry Stickmin. Da, practic e jocul ăsta, probabil l-ați jucat cu toți. Există și pe calculator și pe telefon și oriunde vedeți, adică sunt diferite nivele pe care le poți folosi și probabil l-ați văzut. Dacă nu l-ați văzut, puteți să-l căutați pe YouTube. Și hai să vedem despre ce este vorba. Din câte se pare, acolo practic ați văzut că prin frunzele astea apare diamantul pe care Stickmin ăla, sau cum îl cheamă, Henry, l-a furat la un moment dat într-un nivel și apare teleportatorul ăsta cu care el practic se teleportează, înțelegeți? Deci practic vedeți, ăsta este jocul și de acolo și-o dat teleporter, adică și-o dat teleport. Este foarte interesant, nu știu dacă în cazul ăsta cei care au făcut acest joc și anume Stickmin sunt oamenii, developerii practic din spatele jocului Among Us, deși nu prea cred, pentru că sunt două jocuri care nu prea seamănă, dar n-am fine. Ați văzut că acolo iar era diamantul, omul în cafeteria și apare acest NRG drink sau ce-o mai fi și el, care aparent apare și în jocul ăla Henry. Aici fac referință la Mountain Dew, probabil este o habar n-am sincer, probabil voi vă pricepeți mai bine când vine vorba de asta, dar nu știu ce e ăla. Probabil e o băutură sau habar n-am, să-mi scrieți în comentarii dacă știți. Hey, înainte de a continua, te rog, abonează-te la canalul meu. Așa, pur și simplu, cerșesc. Abonează-te. Te rog. Că te nu-ți fac de un morcov în cap. Fără mișto. Și apropo, dacă te-ai abonat, scrie în comentarii. Am făcut-o, iar îți voi da inimioare. Sper că te-ai abonat. Vizionare plăcută în continuare. Aici vine, apasă pe un din ăsta și este un QR code. QR code, pentru cei care nu știu, este practic chestia asta de aici, da, vedeți, practic de aici, din așa. Și chestia aia, dacă o faci o poză, dacă o scanezi cu telefonul, e practic un cod pe care ți-l descifrează telefonul și îți spune ce înseamnă, adică, nu știu, poate fi o propoziție sau numere și așa mai departe. Și aici, tipul ăsta a făcut o mișcare foarte interesantă și deșteaptă, nu m-am gândit la asta sincer până acum, dar practic a făcut poză și acolo scrie... Yo Holmes, smell you later. Practic înseamnă yo Holmes, Holmes probabil un nume sau ceva genul, te miros mai târziu. Și asta, bineînțeles, nu am căutat-o pe dicționar sau ceva genul, adică am știut-o de... stai. Așa, da, deci practic, unde eram? Aici sunt niște flori, aparent. Mă rog, vă dați seama, jocul ăsta văd că face de referință foarte mult la acel joc, însă face referință și la alte jocuri, cum ar fi jocul ăsta care se numește Legend of Zelda. Am mai auzit de el, dar nu l-am jucat niciodată, nu știu despre ce este vorba în el. Cert este că face referință aici cu planta aia la nu știu ce plantă din Legend of Zelda. E foarte interesant, deoarece nu îmi dau seama dacă, adică nu-mi dau seama ce legătură are jocul ăsta în Among Us cu alea, înțelegeți? Gen, mi se pare foarte ciudat. Asta se referă la Major League Gaming, care este de asemenea, bănuiesc, o ceva, o adunătură dacă e. Și acum, ce este foarte interesant de asemenea, vedeți, acum e chiar clar 100% că este vorba despre Henry. Adică îl vedeți acolo în dreapta, efectiv este poza lui, este un tablou cu Henry efectiv în joc. Uitați după cum puteți observa. Pe lângă asta mai este un tablou de genul și aici, vedeți, în office, este chiar acolo un tablou care îl găsiți probabil și pe Google, pe care îl găsiți pe Google, da, scuze, m-am corectat. Practic este un tablou al jocului, iar aici este ceva ce chiar nu înțeleg cum este posibil. Tipul ăsta a făcut o poză din jocul Henry și aparent pe jocul ăsta apărea afișul ăsta, ceea ce înseamnă că tipii ăștia de la Among Us probabil au colaborat cu developerii de la Stickman și au pus ăla acolo ca să, așa, ca și afiș de venire a jocului Among Us. Însă asta probabil acum mult timp, deoarece jocul Among Us e din 2018, în caz că nu știați. Însă nu știu, asta este doar așa o idee, o propunere, o habar n-am. Și aici ceva foarte interesant, că dacă îl omori, adică practic dacă îi dai kick la impostor, adică dacă îl raportezi pe el, își dau oamenii seama că ești tu impostorul pe această mapă, practic știți că ar fi animația aia, te aruncă practic de pe punte și te aruncă în lavă. Practic scena aia se referă la o scenă din Terminator 2, probabil cu toți ați auzit de Terminator 2, filmul cu Arnold Schwarzenegger, dacă nu l-ați văzut, vi-l recomand. Și vedeți că aici practic o căzut omul în lavă și cade cu degetul în sus, așa, cu degetul de like, ceea ce trebuie și voi să faceți la acest videoclip. Și aici este practic scena din film când vedeți că tipul ăsta la fel se duce în lavă, fix la fel ca în Among Us, frate, și face același lucru.
That's crazy, dude. Și aici este vorba de nu știu ce floare, Fossil, care face referire la jocul Dig 2 China, habar n-am ce joc e ăsta, dar aparent este făcut de aceiași creatori care au făcut și Among Us, cumva, habar n-am cum, dar vedeți că practic planta aia sau frunza aia era și în jocul ăla și practic este și în jocul ăsta Among Us, care, v-am spus, este făcut de aceiași creatori aparent, aceiași developeri. Ceea ce este interesant, însă aparent nu au zis nimic de faptul că Henry ar fi făcut, Henry Stickmin ar fi fost făcut de aceiași developeri, deci probabil nu a fost făcut și este pur și simplu o colaborare sau ceva de genul. Well, de când filmez eu videoclipul ăsta sau că am făcut seara, așa că am făcut ceva schimbări aici de lumină. Iar acum vorbim despre TV brands, adică practic branduri de televizoare, de genul cum ar fi Samsung, nu neapărat televizoare, mă refer branduri de aparate electronice sau ceva de genul. De asemenea, aici avem Bell, care de fapt se referă la Dell, însă bineînțeles nu puteam pune fix același nume pentru că probabil își luau copyright sau habar n-am. Amin, oricum, oameni buni, ăsta a fost de clipul de astăzi cu Easter Egg în Among Us. Sper v-a plăcut, dacă a plăcut și ați văzut ceva chestii noi, vă rog să apăsați pe butonul like. Aveți videoclipul original în descriere dacă vreți să mergeți să-i dați un like, deoarece este un video foarte interesant. Și intrați și pe videoclipul care este chiar un background și pe alte discuții, noi ne vedem data viitoare. Pa, pa!